Am izolat coșul de fum al sobei cu registru și serpentină. Vă rog să vizionați filmulețele în urmă cu vreo 2 ani de zile, cum arăta coșul meu și cum arată acum. Este de fapt același coș și aceeași țeavă pe interior prin care circulă fumul, numai că pe exteriorul acelei țevi am făcut aceste burlane din tablă zincată, care de jur împrejurul lor au arevată bazaltică cu grosimea de 5 cm. Coșul de fum are undeva înălțimea de 7 metri și jumătate. Am folosit tablă zincată. Este în jur de aproape 1 mm grosime. Este o tablă destul de tare, dacă vă uitați nici măcar nu intră nimic, nu se îndoaie nimic. Acea tablă din vârf este 40 de centimetri cu 40, groasă de câțiva milimetri. Aici sunt câteva bucățele ca să pot să curăț de vată, dar în interior cam așa arată. Sunt 5 cm de vată de jur împrejur. Grosimea țevii de pe interior este destul de groasă, are câțiva milimetri, exact ca această grosime ca aici. Aici am ușă de vizitare și aici am ușă care dă exact în burlanul de conectare al sobei. Am scăpat de condens, aveam jos aici găleți întregi de condens, mai ales când era ger. Am scăpat de acel condens, nu mai se face nici măcar un gram de condens, nici o picătură. Focul se aprinde mult mai repede, deoarece temperatura coșului se încălzește mult mai repede fiind izolat. Temperatura apei în serpentină, de asemenea, este mai ridicată cu acest coș de fum izolat, pentru că în focare avem o temperatură mai înaltă. Ieșirea din sobă, parcurgând acești metri până sus, fiind izolat, nemai având contact cu exteriorul imediat aici, se prelungește practic traseul căldurii, traseul puterii focului până la ieșire și astfel în focar rămâne o temperatură mai înaltă. Nu se mai formează gudron pe coș, nu mai e nevoie de a curăța soba, nu mai e nevoie de a curăța coșul de fum. Arde foarte bine, focarul este curat. Deci s-a îmbunătățit foarte mult randamentul și performanța sobei. Trage mult mai bine soba, imediat cum a prins focul, se aprinde foarte repede focul și recomand tuturor care au posibilitatea să-și izoleze coșul de fum, să-l izoleze foarte bine. Eu am folosit vată bazaltică, este cea mai recomandată, nu arde absolut deloc. Eu am încercat-o, am pus-o în foc de seara până dimineața, iar dimineața am găsit-o intactă. Vata minerală însă, dacă este pe flacără, nu pot să spun că arde, dar oricum se leagă oarecum flacăra de ea. Și ca să fiu mai sigur, am folosit vată bazaltică, exact cum este folosită în coșurile acelea de inox mai de calitate, mai profesionale. Cam asta este cu izolarea coșului de fum al sobei cu serpentină. Pentru mine a fost un salt foarte bun, m-a ajutat să scap de condens, o temperatură mai înaltă în focar, nu mai am mizerie pe lângă coș. Focul arde mult mai bine, arde mult mai bine cu cenușarul închis. Spre exemplu, am mărit durata focului, adică pun lemnele și lemnele au ard pe o perioadă mai mare de timp, pentru că închid cenușarul aproape de tot și soba trăgând bine și având temperatura optimă în focar, pur și simplu lemnele se ard fără flacără, dar degajă putere mare în focar. Practic lemnele se topesc. Închizi cenușarul, pui lemnele și dimineața nu mai găsești absolut nimic. Înainte să izolez coșul, acest lucru nu se întâmpla, trebuia să stau mai tot timpul cu cenușarul deschis. Când stăteam cu cenușarul deschis, creștea prea mult temperatura în focar.
dar pun lemnele în sobă, pun cărbuni, s-a aprins focul, după aceea închid cenușarul și apa stă la 70 de grade, cu cenușarul aproape închis și perioada este mult mai mare, perioada de timp al arderii lemnelor în focar.